Bun venit, dragi prieteni, o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Astăzi avem tips and tricks de la campioni. Eu și colegul meu, Liviu Chițu, stăm de vorbă cu o prietenă a emisiunii noastre, Raluca Bulumac, în calitatea ei de fostă mare campioană la karate, de nutriționist, de antrenor personal și campioană la fitness, despre care o să vorbim un pic astăzi, dar vreau să vorbim foarte pe larg despre ce înseamnă detox. Sunt absolut convinsă că toată lumea v-a făcut capul atât. Că vorbim de influencer, că vorbim despre vedete care vin și spun cum au slăbit, cum au făcut, ce diete minune au ținut și, bineînțeles, cuvântul detox nu lipsește din vocabularul nimănui. Haide să dezbatem câteva mituri, să le rupem dacă este cazul. Raluca, bine ai venit, Liviu, bine ai venit. Stăm astăzi de vorbă, distrugem toate opiniile neinstagramabile, cum s-ar spune. Da, sunt multe mituri legate de detoxul ăsta, mai ales că la... Ce se presupune la detox este să nu mănânci sau doar să bei lichid. Asta este cel mai mare mit și cel mai fals din punctul meu de vedere. Deci începem cu asta, ca să zicem așa. Direct, adică nu există lichide, doar lichide, și nu există detox la nivelul de mănânc ceva și m-am detoxifiat. În niciun caz. Ca să explic așa repede, corpul nostru... Avem timp, adică hai să vedem, să o luăm treptat. Sunt multe subiecte legate. Liviu, astăzi să știi că toate întrebările pe care le-ai avut vreodată despre ce înseamnă potențialul de a slăbi repede, așa, prin ceva minune, se pot duce da, îmi vor fi elucidate. Cu ajutorul expertului aici de față. Mai ales că eu tot ce știu, sau cele mai multe lucruri pe care le știu despre diete și așa, provin din bancuri. Și chiar aș vrea să încep cu... Păi, te rog! Circula un banc, mi-am aminte de acum, erau două prietene, stăteau de vorbă, vai, dragă, ai slăbit, vai, tu ce faci, cum? Și zice cealaltă, care nu slăbise, era mai corpolentă, să zic, zice, eu țin două diete. Fai de mine, dar de ce? Păi cu una nu mă satur. Și atunci, apropo de... Da, cam acolo sunt eu în zonă, sunt foarte curios să aflu, de fapt, ce ar trebui să fac, pentru că în ultima perioadă simt că masa musculară scade și greutatea începe să ia proporții. Neașteptat, chiar și la mine. Iar în asentimentul tău, Raluca, dieta mea este, dar bine, în engleză fiind gluma, dieta mea este bazată pe seafood, I see food, I eat it. Cam așa, văd mâncare, eu o mănânc. Sau cum ar fi spus domnul Oprișan, ce faci când vezi că se anunță o dietă? Nu mă bag. Deci, simplu. Da, eu aici sunt. Că nu și mai bine las. Exact. Hai să definim ce înseamnă detox. Pentru că sunt absolut convinsă că toată lumea are cumva un concept care nu e prea bine definit, din păcate. Adică auzi la cutărica, păi eu am băut numai suc de țelină cu lămâie, cu așa timp de 20 de zile și mamă, super tare. Alții vin cu niște combinații mai... cum să zic eu, mai elaborate. Pentru unii funcționează anumite lucruri, pentru unii nu funcționează. Alții se duc în zona vegană, rovegană sau vegetarian și consideră că ăsta este detoxul, că scot carnea. Păi și până la urmă, ce este mai detoxul ăsta? Detoxul, în primul rând. Corpul nostru are capacitatea de a face singur acest detox, pentru că avem organe care au această funcție, cum ar fi pielea, în primul rând, pentru că prin piele eliminăm transpirație, iar prin transpirație se pierd foarte multe toxine. Apoi avem rinichii, care prin urină la fel se pierd și minerale, ce este drept, dar și foarte multe toxine. Ficatul la fel are funcție de detoxifiere și colonul la fel, pentru că sparge mâncarea, ce este bun se asimilează în corp, iar ce nu este eliminat. Deci detox înseamnă practic a elimina toxinele din corp. Noi, având organele acestea care au funcția de detoxifiere, în fiecare zi corpul nostru își face detoxul lui automat. Doar că... Nu e suficient tot timpul. Nu este suficient, că avem tendința aceea de a mânca mai mult, de a lua kilograme în plus, de a acumula toxine în plus și atunci trebuie și cu puțin ajutor din partea alimentației. Și zic alimentației, nu a sucurilor. Alimentație înseamnă să avem toate grupele de macronutrienți. Adică... A fost o perioadă în care a fost extrem de promovat în spațiul online, mai ales acest sistem de a face o detoxifiere a organismului prin sucuri. La momentul respectiv, mulți
oameni din domeniu, mulți specialiști, am putea spune, erau ok cu asta. Adică aduceau câteva variante, de asemenea aduceau și ce suplimente alimentare trebuia să iei în combinație cu aceste sucuri pentru a avea efectul dorit. A fost o perioadă în care, cum evoluează probabil și informația, cum a fost pe vremuri când toată lumea spunea folosiți în loc de ulei de floarea soarelui ulei de palmier și după aia a venit toată lumea și a spus nu mai folosiți ulei de palmier că e nasol. Luați-l pe cel de măsline, exact, și cel de măsline și, nu-l prăjiți pe nici. Exact, adică și... întotdeauna mi se pare când apare un trend de genul acesta, în ceea ce privește mai ales zona asta de nutriție, la un moment dat el dispare, e contrazis, apare ceva nou, până la urmă asta înseamnă evoluția. Păi când apare un trend din ăsta și este focus pe el, toată lumea încearcă să facă ca alții sau ca influencerii sau ca cei care promovează acest stil de viață, atunci se fac și anumite studii pe tendințele acestea și atunci se descoperă care sunt problemele reale. Cum e și cu uleiul de palmier, cum e și cu cel de măsline dacă îl prăjești că la fel devine cancerigen, cum este și, nu știu, să mănânci low carb, care iar nu este bine și nu este sănătos pentru creier, întrucât creierul nostru funcționează cu carbohidrați, cum este și cel fără grăsimi sau cel doar cu grăsimi, femeia funcționează cu grăsimi, adică sunt tot felul de mituri și de din astea. Ideea este să avem un echilibru. Un echilibru în tot, mereu am spus și data trecută când am venit la voi, am spus chestia asta, că ne trebuie un echilibru. La detox, într-adevăr, se folosesc sucurile, se folosesc mai mult alimente verzi, se folosesc anumite condimente care ajută la eliminarea toxinelor mai repede din corp, dar astea se pun în alimente, adică tot în mâncare. Da, adică e o combinație. Ce zici, Liviu? Cum crezi că te-ai încadra? Da, nu m-aș încadra nicăieri, pentru că... Și tu la fel, când auzi de o dietă, nu te bagi. Exact. Sunt atât de multe informații, cum spuneai tu, și asta poate însemna evoluție sau ce înseamnă, nu știu. Dar am senzația așa, de câte ori aud discutând oameni despre subiectul ăsta detox, despre cură de slăbire, dietă, sănătate și așa, am impresia că trebuie să fii oarecum expert în domeniu ca să știi exact ce să alegi și să nu alegi. Macronutrienți. Oamenii, vă dați seama câți dintre ei știu ce înseamnă asta. Așa este. Sau așa carbohidrați, sau nu știu câte, ce toxină conține mâncarea asta, cât conține cealaltă, cum ar trebui să le... Tocmai de asta ar trebui să apelezi la un specialist, exact, ca să-ți explice, exact, nu? Exact. Și asta cred că ar trebui foarte, foarte clarificată situația în legătură cu exact ce ar trebui să facă un om, dar pe înțelesul lui. Că eu, de exemplu, nefiind foarte pasionat sau nefiind atât de bine informat în domeniu, poate, da? Nu înțeleg nimic. Și atunci fac ce am făcut până acum toată viața, și anume, când mi-e foame, mănânc, ce mănânc, ce-mi place, când... Sau ce prind, că și asta nu e o problemă uneori. Da, dar de obicei cam prind ce-mi place. Că ce... Mai ales acum cu tot acest food sharing, nu? Sau cum se cheamă, exact, de delivery, da, toată lumea mănâncă. La ce oră? Oricând, orice. Iarăși, când mi-e foame, doar că păstrând acel echilibru, cred că natural sau nu știu, cu care m-am învățat. Adică nu exagerez niciodată. Nu am fost niciodată genul de... Să te ridici plin de la masă și să bubui, să zici că nu mai poți. Da, da, nu. Să mă umflu așa, să zic, a, Doamne, cât am... Și aș mai mânca o prăjitură. Nu. La fel, dacă nu terminam tot în farfurie, nu eram obligat. Și asta cred că a contat când eram mic. Asta contează cel mai mult, educația mănâncă din tot. Copilărie. Nu mâncam tot, nici nu era foarte mult, nu eram pe cai mari. Și atunci, dacă mă săturasem, și la fel fac și acum, dacă m-am săturat, eu nu mai mănânc. Poate să fie jumătate din porție încă în farfurie, nu mai mănânc, m-am săturat, mi-a ajuns. Bineînțeles, făcând asta, mai târziu se întâmplă câteodată și pe la 10-11 noaptea, da? Seara, noaptea, dacă mi-e foame, mai gust ceva. Dar asta zic. Am văzut tot puțin. Dar tot puțin, da, sigur. Și oarecum tu, așa, cu mâncarea ta, ești în caloriile alea pe care corpul cred, tău le nu știu, arde. Pentru că nu știu să calculez, de asta ziceam, habar n-am. Cred că sunt în regulă, din moment ce, nu știu, nu am... Nu ai explodat. N-am explodat. Da. Sănătos încă sunt. Adică s-ar putea să fac bine ce fac, dar în necunoștință de cauză. Adică așa, natural. Ai și chestia asta să-ți asculți corpul. Corpul, nu creierul. Creierul de obicei cere chestii dulci și așa, corpul. Tu să știi că trebuie să mănânci sănătos, trebuie să mănânci ca atunci când eram mici și ne ieșeau părinții, mănâncă cărnița mai întâi și apoi cartofi și alea. Să-ți mănânci proteina, să-ți mănânci după aia carbohidrații și dacă mai rămâne loc de ceva mic dulce.
Asta da. Să știi că pentru un om care ține echilibrul ăsta și calorii și așa, nu este nici măcar o problemă, adică nu se ia niciodată kilograme în plus. Deci, practic, uite, o rețetă pe scurt ar fi să-ți da. Asculți corpul, să nu exagerezi și să te mulțumești totuși cu... Exact. Și că e sănătos și că nu are kilogramele alea în plus. Se pare, Raluca, că oamenii nu vorbesc și voiam să ating două puncte cu tine. Detoxifierea organismului, acest concept de detox, nu cred că l-a inventat acum istoria recentă. N-am descoperit noi neapărat gaura la covrig în ultimii 10 ani de când a apărut acest concept. Dacă ne uităm în ultimii 2000 de ani, dacă vorbim despre istoria recentă, nu? Da, e asta zic? Foarte recentă. Foarte recentă, da. Păi asta am zis. Așa, în fiecare religie există un obicei alimentar. Că-l numim post, că-l numim Ramadan, că-l numim, nu știu cum se mai numește la ceilalți budiști, așa mai departe. Există acel moment în care îți spune, băi, uite, timp de X număr de zile, trebuie să ții un regim alimentar, denumit el în aceste feluri, care și el cumva contribuie, nu, la toxinele acumulate în timpul anului, în timpul momentului pauzelor, să zicem așa, dintre aceste posturi, ca să le spunem, tot pentru tine cumva a fost creat. Băi, ai mâncat 6 luni de zile și carne și lactate și de toate. Hai, ia un pic de pauză. Vezi cum te simți? Revin-o ușor teoretic, dar eu mă refer la ce e rudimentar. Adică conceptul rudimentar de asta. Deci cumva cred că tot timpul natura umană s-a gândit la a scăpa într-un fel de toxine. Ce zici tu cu carne, adică chestiile grase, primul rând, carnea, brânza, smântână și alte chestii care sunt de origine animală, sunt mult mai greu de digerat. Atunci când tu le scoți și dai mai mult legume, fructe, mai nou, soia și alte din astea, corpul le digeră mult mai ușor. Și aici intervine chestia asta cu detoxul din moși strămoși și așa. Noi, nemâncând o perioadă chestii greu digerabile, atunci tot ce mâncăm se digeră și se elimină mult mai ușor. Plus că... Deci cineva s-a gândit și la corpul nostru în momentul în care a venit cu aceste obiceiuri religioase, ce-i drept, dar alimentare. Da, sunt niște obiceiuri sănătoase, dar depinde și cine le aplică. Nu poți să pui un om, nu știu, un sportiv să nu mănânce carne. Nu, noi vorbim acum despre oamenii obișnuiți care au o activitate normală, cât se poate de normală, oamenii care ne privesc, în ce înseamnă sportiv și sportiv de performanță, excludem total din discuție pentru că ei au alte nevoi, evident. Ideea este, chiar dacă ținem postul acesta, trebuie să ne atingem necesarul de proteină. Proteina ne susține masa musculară. Masa musculară înseamnă că avem un metabolism mai ridicat, care împiedică acumularea kilogramelor. Proteina, într-adevăr, o putem lua și din năut, și din fasole, și din soia, și din ovăz, și ovăzul are destule, și din oleaginoase, nu-și migdale, caju și toate astea. Și trebuie să avem un echilibru, să ne gândim că ne trebuie și acea proteină, chiar dacă este din sursă vegetală. Să nu mâncăm doar, nu știu, salată cu salată și iarăși salată și gata. Că atunci, ok, o să slăbim, pentru că salata se digeră imediat. Numai că în momentul în care băgăm înapoi alimentele, după o să-ți explic și cu introducerea alimentelor, când băgăm alimentele înapoi în dieta noastră, s-ar putea să avem indigestie, un boom de creștere de greutate, stări de rău, de amețeală, pentru că organismul nostru nu mai știe de ele și nu știe ce să facă cu ele. Cum să le descompună, unde adică să le ducă. Celebrele știri de la televizor, a doua după zi, Paște, după Crăciun. Slujba de înviere, X număr de apeluri la 112, exact, X asta. Număr de oameni la spital cu indigestii și așa mai departe. Da, pentru că exact ce spunea Raluca, cred că cel mai important în continuare e acest echilibru. Degeaba ți poți sau, nu știu, a trecut perioada Ramadanului, dacă tu abia aștepți în postul ăla să poți să mănânci fripturi. Sau și mai grav să mănânci mămăligă non-stop, pâine non-stop și să bagi toți carbohidrații ăștia simpli cu orice. Atunci o să te îngrași în post, plus că sunt greu digerabile. Da, eu ți-am zis, m-am referit la modul fix cum rudimentar vorbind, la momentul în care nu existau alte surse de informare, cu atât mai mult sursele de acum, cineva s-a gândit totuși să dea oamenilor prin religie, prin ceea ce ei credeau și prin sfaturile pe care le primeau de la cei care sunt ei
preoți și așa mai departe, băi, uite, hai să mâncați și sănătos o perioadă, cum e la noi în religia noastră cu miercurea și vinerea, adică astfel încât să-ți educi un pic corpul. Eu, din nou, vorbesc de ceva rudimentar, ceva ce s-a întâmplat acum mult timp, nu vorbesc de informațiile pe care le avem acum. O detoxifiere întotdeauna cumva organismul și-o dorește la nivelul colonului, nu? Da, pentru că am zis și mai devreme... Pleacă toată lumea, nu știu ce se ferește toată lumea să vorbească de asta. Alimentele astea care sunt greu de digerat rămân o perioadă lungă în intestinele noastre. Chiar dacă noi mergem la toaletă sau ceva, nu eliminăm ce am mâncat ieri sau alaltă. Adică eliminăm chestii mai de demult, din zilele anterioare. Nu ce am mâncat în urmă cu 24 de ore sau cu 48 de ore. Acelea aici, sunt iartă, încă în colon. Întrerup o secundă. Există și excepții, se poate, la chestia asta. Eu, cel puțin, cred că sunt o excepție. Așa cred. Și acum, eu explic foarte pe scurt. Dacă mănânc ceva ce nu mi-a picat bine, cum zice lumea, nu popular, sau... Se strică flora intestinală și atunci elimină tot. Absolut imediat. Dacă mi-a plăcut, dar cu toate astea, apropo de balonare sau de, nu știu, mă simt, băi, plin, da? Că spuneam mai devreme că nu mănânc tot din farfurie dacă m-am săturat. Chiar și așa... Dacă la un moment dat, nu știu ce am mâncat, un burger, de obicei la mâncăruri de genul ăsta, la mititei, la, da? La un moment dat, foarte rapid, 10 minute, maxim 15, corpul meu mă anunță, îmi spune, gata. Ai o excursie de făcut. Du-te puțin și rezolvă treaba asta și elimină pentru că nu e ok. Eu atunci, exact cum zici, elimin ceva ce am mâncat acum 3 zile, 5 zile, o săptămână. Da, nu ți-ai mâncat atunci, în niciun caz. Am înțeles, nici nu există excepție. Păi nici nu s-a digerat, în primul rând. Carnea are un proces, carnea are un proces de digestie undeva la 4 ore, 5, 6, 7 ore, depinde de tipul cărnii. Am înțeles. Puiul are cel mai mic timp de digestie. Bine, altă discuție și aici cu puiul și cu ce se întâmplă în zilele noastre cu el. Da. Zicem la modul general, exact, puiul exact. Ca și carne. Pentru că dacă, cred că dacă luăm absolut orice în parte, găsim avantaje și dezavantaje. Și că tot am menționat și legumele, despre asta. Și legumele, nici astea nu sunt ce trebuie. Exact, am văzut pe cineva recent care a găsit ceva pete albăstrui într-o salată și care se făceau foarte frumos la mână ca un detergent recent, luate dintr-un mare supermarket. Hai să vorbim despre avantajele și dezavantajele acestei detoxifieri pe care noi vrem să o facem. Care ar fi ele? În special dezavantajele, ca să înțelegem cum ar trebui să procedăm corect. Dezavantajele, putem să ne referim la faptul că nu facem o detoxifiere corectă. Că ne axăm doar pe partea aceea de sucuri și lichide. Okay. Uităm să includem ceea ce are corpul nevoie. Nu băgăm acizii grași. Ce ar fi una? Hai să dăm un spre exemplu, dacă să zicem că ne facem dimineața shake smoothie, este ok dimineața să o țipe din astea, pentru că este dimineață, ajută intestinele să se curețe și se absorbe mai repede mâncarea din timpul zilei. Dar putem să includem la ele, uite, spre exemplu, semințele de in, care au acizi grași omega, semințele de chia, putem să băgăm oleaginoasele, care au acizi grași avocado, care este un acid gras și puternic antioxidant. Adică trebuie să și știm cum să facem această detoxifiere ca să aibă mai mult avantaje decât dezavantaje. Un dezavantaj mare ar fi că ne obișnuim să bem chestii, să mâncăm salate și așa, iar în momentul în care includem, poate nu includem treptat și avem prima masă după detoxifiere, ceva greu. Păi atunci când ne cade greu la stomac, cădem cu totul greu. Cu tot organismul, se dau peste cap toate sistemele noastre, în primul rând ficatul nu o să știe ce s-a întâmplat, colonul la fel, stomacul în sine nu o să aibă sucurile de digestie pregătite pentru carnea aceea sau pentru alimentul respectiv și atunci nu o să ne simțim absolut deloc bine și sau este varianta care nu se întâmplă nimic și o să luăm kilograme în plus. Dacă nu avem grijă să facem treptat includerea alimentelor și în primele 3 zile mâncăm tot ce ne-a fost poftă în detoxifiere, să știm că am ținut 10 zile. Ar fi indicat cumva să facem acest lucru sub observația și sub îndrumarea unui specialist mai repede pentru a fi și eficienți, nu după ce a zis
basilica oficial, adică să ne uităm pur și simplu, să mergem, băi, hai să merg către un specialist, hai să vedem ce are nevoie corpul meu, pentru că așa cum corpul meu e diferit de al tău, Raluca, și automat diferit de al tău, Liviu. Sincer, chiar da. Chiar da, din multe, dar așa este o discuție, să știi, orice poate fi contrazis în zilele noastre. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să avem o chestiune cumva conștientă. Nu trebuie să facem chiar așa ce ne taie capul și ce vedem în o mie de surse de informație. În primul rând, la detoxifiere, trebuie să avem în vedere ori un set de analize recent făcut, ori să ne facem analizele, să vedem ce carențe avem. Detoxifierea, într-adevăr, presupune mâncare sănătoasă și așa, din punctul meu de vedere, dar se scot câteva alimente, se scade cantitatea de mâncare, se includ niște condimente, cum am zis mai devreme, și atunci noi, dacă avem anumite probleme de sănătate, detoxifierea nu ne-ar ajuta. Spre exemplu, brocoli are foarte mulți antioxidanți. O persoană care se știe cu tiroida niciodată nu o să pună brocoli în gură pentru că nu are voie. Depinde de, da, exact, de problemele pe care le are de sănătate fiecare. Practic e o anume detoxifiere pentru fiecare. Da, pentru fiecare. Nu există detoxifiere. Bun, am luat-o, haideți... O căutăm lumea la fel. O căutăm pe net, o iau și eu și prietenul și... Vreau și eu o plasă cu detoxifiere, vă rog, că atâta... Exact, fix așa e. Vezi, dacă te gândești vreodată, Liviu, să faci o detoxifiere, trebuie să o suni pe Raluca ca să te ajute. Dar nici nu mă gândesc, mi-e atât de frică să glumesc. Dar da, sunt de acord că ar trebui să vorbești cu un specialist, pentru că și termenul în sine nu e așa, hai să facem o plăcintă, hai să mâncăm ceva, că știm noi din moși strămoși că e bună asta. Nu, e o chestie pe care trebuie supravegheată de cineva care chiar... Să o faci pe corpul tău, adică exact. Îi dai ori un reset bun, ori îi faci mai mult rău. Corect. Deci dacă am răspunde, pentru că acum este chiar întrebarea de aici jos pe burtieră, este benefic acest detox? Dacă este făcut corect. Da, nu? Dacă este făcut corect, poate să-ți aducă numai beneficii, atât la nivel fizic, pentru că se și slăbește, se pun și organele în funcțiune altfel, pentru că nu mai au atâta de metabolizat de la toată mâncarea pe care i-o dădeam înainte, dar și psihic. Psihic de ce zic? Pentru că se liniștește corpul, alimentele acționează și la nivelul creierului, în primul rând. Pentru clar. Că... avem alimente care ne dau fericire, alimente care ne dau anxietate, alimente care ne dau somn și moleșeală și lene și nu avem chef de nimic. Bine, aici e mai mult cu ficatul, dar și creierul. Ai chestia aia, mamă, am mâncat asta, nu mai sunt ok. Frustrarea aceea că mai bine nu o mâncam. Și atunci, știind că mănânci sănătos, știind că ai și o oarecare energie dacă faci un detox cum trebuie, atunci o să te liniștești foarte mult și la nivel de creier. Și o să ai o altă gândire, o să fii mult mai pozitiv, o să vezi lucrurile un pic diferit, în modul în care poate dimineața ți se pare, a, n-am chef, mă trezesc, chiar mă duc la muncă. O să ai și o altă energie, un alt vibe din ăsta. O să fii, ah, n-am chef, iar mă duc la muncă. Nu? Dar bine cam așa, că fac da, mult mai liniștit, exact. La asta mă refer. Oare e important în timpul unei perioade din astea riguroase, practic, de detoxifiere față de traiul de până atunci la o persoană. Și ce activități fizice desfășoară? Sau... Da. Adică dacă stai așa pe un fotoliu toată ziua, dar mănânci... Este recomandat la detoxifiere să faci activități fizice ușoare. Pentru că nu alimentezi corpul, nu-i dai energie suficientă ca să poată să întreprindă acele activități, să zicem că tu ești obișnuit, nu știu, cu munca fizică. În momentul în care te apuci de o detoxifiere, o să-ți cadă energia, o să te simți puțin letargic și așa. Și atunci este bine să updatăm activitățile fizice în funcție de ceea ce mâncăm. Să fie o activitate mult mai redusă fizică, că nu mai are corpul de unde să consume după 2-3 zile. Deci, practic, cine muncește fizic ar trebui când își ia concediu, atunci să facă. Da, sau să aibă o perioadă liniștită. Mai ales la All Inclusive. Păi asta zic. E detoxifierea de dinainte de detoxifiere. Exact. Da, deci e important și cu activitatea fizică să fie corespunzătoare. Da, să fie ceva mult mai lejer, mult nu știu, ceva care să nu presupună ridicări de greutăți, să nu presupună stat în picioare cu orele, să nu presupună, nu știu, activitate pe șantier și alte chestii, pentru că nu o să mai ai de unde și pot apărea foarte multe accidentări, amețeli, tot felul de chestii, dezechilibre, da. Și pot să vă zic asta și din punctul meu de vedere, ca
competitor fitness, în ultimele două săptămâni eu țin o oarecare dietă. Nu este ea detoxifiere, dar mănânc orez, carne, pește și așa. Numai că am totul redus. În momentul în care după două zile, să zicem că mă apucă pe mine vreun antrenament din ăla mai puternic, ceea ce am și făcut la prima competiție, neștiință de cauză că eu mi-am făcut toate astea, am avut amețeli. M-am accidentat la umăr. Pentru că nu aveam energia suficientă. Mușchii nu mai erau susținuți, nu mai erau încărcați, nu mai aveam forma aceea. Și eu ce făceam? Ardeam din mușchi și atunci mi s-a făcut rău. Și vreo 2-3 zile nu am fost bună de nimic. Oarecum am pus pe pauză înainte de competiție. Deci, practic, e ca și când ai turat foarte tare motorul unei mașini sau cu rezervorul gol. Exact. Și atunci face bum și... Ar trebui să fim un pic mai conștienți cumva, să facem alegeri mai bune. Foarte tare am văzut în ultima perioadă, circulă cel puțin pe TikTok, sunt foarte mulți oameni. Ce specializare au ei, nu știm, pentru că medici unii dintre ei clar nu sunt, care vin și vorbesc despre avantajele și dezavantajele unor alimente, care vin și vorbesc despre calitatea unor alimente în funcție de cumva ce li se pare lor. Și am citit câteva comentarii care mi s-au părut îngrijorătoare, pentru că era la un moment dat unul dintre acești domni care era într-un supermarket și arăta celebra margarină pe care o consuma toată lumea într-o perioadă, care mai de care o colecționau, că era pe vremuri un serial românesc, Numai iubirea, dacă nu mă înșel, se numea, și aveau niște discuri, niște treburi, în fine, da? Și spunea că e cam o nenorocire margarina, ea ca și aliment, pentru că nu e bună, motivul ăsta și asta. În comentarii, toată lumea, din păcate, se plânge de prețul produselor. Și lumea nu mai face anumite alegeri prea bune și prea sănătoase din cauza prețului produselor. Ca să nu mai spun că tot așa și o prietenă a noastră comună a dat ceva din 5 lei pe roșie, una. Adică și nu era vreo roșie, nu, o roșie. Adică... Cum facem să cumva să demontăm și mitul acesta acum că a face, să zicem, un detox este scump? Putem să adaptăm lucrurile? Adică nu trebuie să mâncăm neapărat numai somon și nu trebuie să combinăm numai nebunii. Nu, putem să mâncăm și conservă de ton în suc propriu, care la Lidl, la diverse la un supermarket, nu au prețuri foarte mari. Putem să mâncăm mai multe legume din acestea, leguminoase, care au și proteină în ele, cum ar fi fasole, mazăre, năut, linte. Care iarăși sunt la prețuri foarte accesibile. Da, nu sunt chestii foarte scumpe. Putem să căutăm chestii din soia, care la fel nu sunt iarăși foarte scumpe. Puiul nu are nicio treabă la detoxifiere, poți să mănci în cantități mici, pentru că... Să zicem că tu mâncai în mod normal 300 de grame, scazi la 150, la jumătate. Corpul oricum o să ligere mult mai repede decât o făcea pe 300 de grame și atunci se elimină. Nu trebuie să eliminăm nici carbohidrații buni, adică orezul integral, pastele integrale, ovăzul, pentru că și acestea au beneficiile lor, mai ales au foarte multe fibre care ajută la digestie și la eliminarea toxinelor. Au niște... Cum să-ți explic? Niște chestii care înglobează așa alimentele ce s-au digerat și urmează a fi eliminate și le împinge un pic mai mult datorită substanțelor pe care le au. Adică nu trebuie să eliminăm nici carbohidrații măcar. Exact. Totul e chimie și mie îmi place foarte tare să spun că... Da, sinergia alimentelor, exact. Cum se completează. Uite, roșia cu avocado, ca să folosești beneficiile avocado foarte bine, poți să pui roșie lângă el. Și atunci ajută să ducă tot ceea ce el conține în organism mult mai repede. Este o sinergie între ele. Cum și carbohidratul în combinație cu lipidele și cu proteinele fac un întreg care răspândește în masa musculară. Deci automat, iarăși trebuie să te gândești cumva că... Mie îmi place să spun treaba asta, dacă faci rabat astăzi la mâncare și la calitatea mâncării, vei investi mai târziu, cu ghilimele de rigoare, în pastile. Da. Și o să vedem, pentru că din păcate vedem pe foarte multă lume și tineri și cei mai în vârstă care au câte o pungă plină de pastile pentru diverse afecțiuni.
care vin tot din urma unor obiceiuri care, din păcate, au dus la punctul respectiv. Da, păi nu au avut grijă de sănătatea lor în trecut. Organele nu mai funcționează la capacitatea nici măcar cea la care ar trebui să funcționeze pentru vârsta respectivă, pentru că au eliminat ei celulele așa care ajută. Nu au avut în vedere să facă puțină mișcare ca să susțină articulațiile acelea și oasele printr-o masă musculară, nu zic să fie halterofil sau ceva, exact. Să aibă o masă musculară din aceea decentă. Activă, cumva. Da, activă, da. Adică să meargă pe jos ca să aibă picioarele ok și să nu le cadă genunchii mai târziu. Nu știu, să ridice chestii prin casă, adică să nu zică, ia, eu nu pot să ridic masa asta. Să nu se ferească de activitățile astea din casă. Să facă curățenie, să dea cu un aspirator și așa. Exact, activități pe care oricum le face toată lumea. Da, ca să pui puțin masa musculară în funcțiune și atunci ea rămâne acolo. Repet, nu trebuie să fii musculos. Exact. Să ai o masă musculară activă, care să susțină articulațiile și oasele măcar. Bărbați, există alimente pe care ar trebui să le excludem 100% din alimentația noastră? Sau mâncăruri? Gătite. Păi mă întreb pe mine, eu azi zice direct. Adică sunt... Fast food-ul. Fast food, no, ok. No, zahărul. Zahărul procesat. Procesat, adică prăjituri și alte chestii. Chestiile prăjite în ulei. Ne-ai omorât. Deci s-a terminat. Viața noastră... Păi există la cuptor, varianta la cuptor. Sau la aparatul acela cu aer, care exact. Le face la fel. Identic. Și chiftele, da, și pot șnițele, da, și cartofi. Pot să susțin asta, cartofii prăjiți versus cartofii la fritoza cu la air fryer, sunt exact același identici. Lucru. Deci, identici, nu există nicio diferență. Și pentru că am ajuns la subiectul meu preferat, și anume cartofii prăjiți, am știrea zilei, știrea săptămânii, pe care aș vrea să o includ ca în spirit de glumă așa în discuția noastră de astăzi. În ideea în care, dacă te plictisești acasă și vrei să te apuci de un studiu, mai bine apucă-te de curățenie. Cartofii prăjiți, atenție, cresc riscul de depresie și anxietate, arată un studiu al chinezilor. Pe cuvântul meu, dacă eu am văzut vreodată om cu o porție de cartofi prăjiți în brațe, care să fie supărat, care să fie depresiv, care să fie anxios, spirit de glumă. Poate nu în momentul în care îi consumă, dar cine știe după. Da, explicația continuă. Că zice, băi, e de la, cum ai spus, Raluca, de la faptul că sunt prăjite alimentele și automat tocmai creierul nostru funcționează. Tocmai că astea ajută să ai chestia aia de fericire. Serotonină, da, și dopamină. Da, astea le ai de la alimentele. Păi da, dar eu ce fac cu domnii ăștia chinezi? Care nu mai care ei spun la un moment dat că au încercat acest studiu pe un număr de 140.000 de persoane, dar că unii au abandonat timp de 11 ani. Bine, eu citesc de pe un site avizat, da, de știri, această informație, dar mi se pare puțin că îi lipsește câte ceva. Studiul, într-un final, a fost efectuat pe pești zebră. Și au fost depresivi. Toți peștii. Unu. Cum și-au dat seama că peștele e depresiv? Am avut și eu un pește sinucigaș. Stăteau în acvariu într-un colț acolo și nu mai comunicau între ei. Sau când notau, dădeau cap în cap. Sau i-au văzut la un moment dat cu burta în sus, ce au zis? Au fost sinucigași. Doi, au dat la pești cartofi prăjiți? I-au sfărâmat. Trei. Probabil că n-au murit. De ce pe pești zebră și nu pe alt tip de animal? Astea sunt niște enigme deja, ce? Nu sunt întrebări la care tu nu ai răspuns, niște enigme care vor circula mult. N-am scris că ceva din sistemul lor, nu știu, se aseamnă cu cel al omului, mă gândesc. Va trebui să invităm aici să întrebăm. Nu, pe pești zebră sau pe cercetătorii chinezi. Cercetători. Speram că pe pești zebră. Da, deci eu îmi pare rău, eu nu am... Din nou e într-un spirit de glumă, pentru că mi s-a părut o știre foarte amuzantă astăzi, aceasta așa. Chiar este. Eu așa ceva eu n-am văzut. Eu, om supărat cu o porție de cartofi prăjiți în brațe, n-am văzut niciodată și nici nu cred că o să văd. Dacă cineva trece prin asta, vă rog frumos, chiar insist să-mi scrieți. Deci nu cred, o să primesc zero mesaje. Da, deci nu, asta a fost așa, pur și simplu, ca un știrea săptămânii mai fani, exact. Păi, altfel, uite, deci există cheat day-ul acela, în care mănânci ce vrei, tocmai să dai un reset și creierul să se liniștească puțin. Cheat day ce înseamnă? Că mănânci ce vrea sufletul tău. Cheat day, așa se numește? Așa se cheamă, dacă trișezi de la ziua în care mănânci ce vrei tu.
obiceiurile alimentare. Dar nu, apropo totale de religie, nu că e dezlegare la nu știu ce. Exact, tot dezlegare asta. La. Da. Ce vrei? Dezlegare la ce vrei tu. Am înțeles. Dar uite, și nu devii depresiv, tocmai că poți să continui săptămâna următoare într-un stil că știi că oricum o să le mănânci peste 5-6 zile. Da. Vezi, se întâmplă ceva, adică trebuie să-ți programezi creierul în funcție de asta. Dacă trecem printr-un proces de detox automat, cred că trebuie... Ce dăm corpului în procesul de detox astfel încât să fie și creierul nostru mulțumit? Carbohidrații buni. Că așa funcționează el. Dacă îi dai carbohidrați, stă liniștit. Nu-ți convine, nu? Nu-mi convine, nu. Adică carbohidrații... Ceva zahăr? Pastele integrale, da, care alea au o textură de parcă ar fi ușor pământie, așa? Alea. Și orezul brun și... Ăla, na. Îi pui și acolo un sos ceva făcut de tine din roșie zdrobită. Pizza zdrobită. Cu din astea integrale merge? Dacă îi faci un blat de conopidă și legume peste și pui pe deasupra, perfect. Nu, uite, să zic, faci un detox cu pizza din asta. Eu cred că sunt mai multe categorii sau cu de blat, oameni. Uite, din ovăz. O categorie de oameni, sigur, care seamănă acum puțin cu ce face Alice, e categoria oamenilor care vor spune, bine, am înțeles, de la specialist mi-a zis așa, am încercat asta, asta, și la un moment dat, nu știu, cred că ați auzit persoane zicând, am început, domne, dieta, că așa am mâncat aia, așa am făcut aia, și până la urmă am lăsat, că nu îmi plăcea deloc, domne, nu. Și atunci cred că contează foarte mult și asta, să vorbești cu specialistul sau cu expertul, cu cine. Îi spui ce îți place și îți dă variantele sănătoase. Exact. Și să te aducă puțin și psihic în situația în care îți face plăcere să faci detox. Că dacă te forțezi, s-ar putea să ajungi ca pești zebră. Exact. Depresiv. Pe de o parte. Da, exact. Pe de altă parte, bun, am înțeles că nu e... Adică am spart mitul ăsta că e mai scump să faci detoxifieri sau să mănânci sănătos. Dar dacă... legumele bio sau alea care nu sunt... Păi le-ai pe cele normale, nu bio. Sau e 5 lei o roșie, nu? A zis colega... Da, o roșie, roșie. Apoi, o tigaie acasă o ai de la bunica, o ai de la străbunica și uleiul ăla de l-ai pus în ea și ai turnat cartofi în ea. Acum, asta, tigaia voastră cu aer care nu știu ce aerisește cartofii, le face la fel, dar putea să nu fie la fel ca tuciul ăla... nu? Pe care l-are toată lumea acasă sau tigaia în sine. Bine, deci, practic, niște costuri... Faci undeva în... Sau, uite, poți să-i tai, să faci puțin, nu știu, să-ți iei timp pentru asta și să-i tai foarte subțiri și să-i pui la cuptor și ies la fel. Da, deci, la blat de pizza de conopidă și la să ne luăm timp, ne-a părăsit toată lumea, pentru că nimeni n-are timp, exact. Măi, Raluca, din păcate. Și uite, și păi vrei pizza și să te calmezi așa, are același gust. Vreau pizza și să mă liniștesc și să fie pizza de oameni normali și cu siguranță. Și tu vrei tot pizza care să te liniștească de oameni normali. Dar nu se poate pentru că trebuie să fim sănătoși. Și cumva două trebuie felii să... Două pe săptămână poți. Două felii pe săptămână? Da. Da, pentru că e două exact. Două pizza pe săptămână. Împreună sau fiecare pe lui? Fiecare două. Două felii. Ah, ok. Fiecare două felii. Da, deci ai numai auzit? De pizza... Da, uite, e mai ieftin. Mai depinde adevăr. Cum împarți, că dacă dai pizza doar în două felii, n-ai zis că chiar... Nu, dar e mai ieftin. Acum mi-am dat seama, dragi telespectatori, e mai ieftin să faci detoxifiere, să așa. Mănânci o pizza pe an. Practic, câte o bucățică pe săptămână. Și s-a rezolvat. O pizza o ai una, nu? Bagi la congelator, o mai scoți, nu știu ce. Cartofii tai subțiri, practic un cartof pe lună, se ajunge, e bine. Și s-ar putea să ai o cămară cu alimente, o cămară obișnuită sau, mă rog, o încăpere mică dintr-un apartament în mijlocul Bucureștiului, să fie, de fapt, ca un bunker cu alimente. Cu tot ce trebuie și tot pentru... ce trebuie. Da. Păi vorbind despre detoxifiere pentru oamenii normali, nu cei care fac sport și așa, ei nici n-au din ce să consume. Adică, practic, nici nu le trebuie mâncare foarte multă decât metabolismul lor bazal, adică undeva la 1000 și ceva de calorii, plus că 3-400, practic, nici n-am nevoie de mâncare foarte multă, că nu o ard. Corect. Pentru ce să mănânce dacă jobul lor este de birou, vin acasă, probabil, cu mașina sau autobuzul, mai fac ceva în bucătărie sau se pun direct în pat. Ce au consumat? Nimic. Deci, pe ce trebuie mâncare? Da. Detoxifierea înseamnă, am luat notițe, în timpul emisiunii am luat notițe. Detoxifierea înseamnă nu mai mâncați, nimic. Dar asta înseamnă, stai, asta înseamnă pe tot parcursul anului, vieții, toată viața. Toată viața. Să mănânci toată de la viața, mere rase nimic, cu biscuiți. Apă, paie și bătaie, spunea o vorbă din bătrâni. Da. Mănânci mult, pui. Mănânci cât trebuie, nu pui. Mănânci de detoxifiere, se curăță organismul, funcționează organele altfel și așa.
Dar apropo poți să te menții și cu pizza aia două felii și cu 3-4 cartofi prăjiți și un șnițel și tu te menții. Eu am glumit la Luca, dar sunt perfect de acord, pentru că și eu și Cezara, iubita mea, pe care o salutăm, am văzut că ne-a postat acolo pe Instagram. Noi mâncăm chiar foarte puțin, cantitativ vorbind, noi chiar mâncăm puțin față de mulți prieteni sau cunoștințe. Da, prin asta trec mâncăm și eu acasă puțin. Cu iubitul meu. Mâncăm foarte puțin cantitativ. Ne săturăm repede, și nu avem viață din asta de stat toată ziua degeaba, ajungi acasă și te culci. Suntem destul de activi, adică consumăm energie destul de multă, dar cu toate astea nu simțim nevoia de o oală mare cu cartofi prăjiți sau un platou imens. Probabil mâncați cât îi trebuie corpului, cum ai zis, că tu oricum mănânci cât simți și așa, poate chiar îți alimentezi corpul cu cât are el nevoie și normal că nu dai iama în... Bine, uite, ea știe, deci dacă tot am vorbit despre ea, ea știe câte calorii, cât așa, cine, cum. Toate calculele astea pe care eu nici nu... Mai tu trebuie să fii prezent la masă, să mănânci și să faci lucrurile care țin de, nu știu, ce înseamnă un domn în casă, ca să zic așa, ca să mă scot, să nu zică nimeni că vai femeia la cratiță și așa mai departe. Nu, cu siguranță nu. Haideți să nu... Multe obiceiuri alimentare, din păcate, le avem la Luca de la părinții noștri, de la bunicii noștri. Hai să nu-i condamnăm pe ei pentru ce au trăit odată, pentru că nu știau mai bine, nu erau posibilitățile de altă dată, de acum nu era altceva, da? Nu era alte informații. Sincer. Că și eu toată copilăria, de ce să mint? Toată copilăria am mâncat cartofi prăjiți, pui prăjit și câteodată, odată pe săptămână celebrul fast food. Bine, tot așa eram băț, ca să zic. Dar ulterior au început să se mai documenteze și am scăpat de anumite obiceiuri alimentare. Hai să facem același lucru. Hai să nu condamnăm părinții și bunicii pentru felul în care ei au putut să ne crească și felul în care s-au chinuit cumva mulți dintre ei. Haideți să ne informăm și să vedem ce facem pe mai departe. Bineînțeles, fiecare își alege modul de a trăi, adică modul de a alege alimentele, modul dacă vrea să facă sport, jobul. Fiecare are dreptul să-și aleagă tot ceea ce face în viață. Deși detoxifierea, putem spune că e o alegere. Da, este o alegere dacă simți nevoia la nivel de organism și știi ce presupune acea detoxifiere și zici că aș vrea să mă simt mai ușor. Ok, faci o detoxifiere, dar în limita pe care corpul tău ți-o permite. Nu te apuci să mănânci o mână de migdale, un shake de legume și să le ieșim pe la job. Și după aia, da, să ți se facă rău și tot așa. Pentru că o dai în altele și... cum era cu alimentele, dacă sunt scumpe sau nu, și cum ai zis și tu cu pastilele, se ajunge în extrema cealaltă, unde o să se dea banii pe pastile, dacă nu facem cu cap. Dar în momentul în care simțim nevoia, poate nu neapărat să slăbim, vrem să mai eliminăm din toxinele din corp, pentru că știm ceea ce mâncăm. Poate, uite, sunt oameni care nu acumulează kilograme și mănâncă chestii, dar simt ei nevoia de a se simți mai ușori. Se vede pe piele, se vede... În primul rând o să se vadă pielea mult mai strălucitoare, adică exact, glowing-ul acela de cosmetică. Liviu se caută. Mă uitam să văd dacă strălucește pielea. Da. De la cartofi? Da. Prăjiți? Nu, uite, chiar am plecat de acasă acum câteva zile, am pregătit cartofii, dar pentru că programul nu-mi permitea, n-am rămas să mănânc și acum chiar astăzi s-ar putea să mănânc cartofi. La cuptor. Da, susțin acest lucru. Cezara, dacă faci cartofi prăjiți, mai bagă două porții, că venim și noi la masă. Ca să zic așa. Bun, să rămânem cu câteva sfaturi. Dacă vrem să facem totuși un detox, care sunt, să zicem așa, trei pași pe care trebuie să-i urmăm, astfel încât să fie eficient? În primul rând, să ne știm starea de sănătate. Dacă corpul ne permite, dacă nu avem anemie, dacă nu avem alte probleme. Rămânește analize. Analizele să le avem în regulă. Apoi să o facem în mod conștient, sub îndrumarea unui specialist, care ne poate ajuta și să ne dea alimentele de care corpul nostru are nevoie în raport cu analizele și să nu exagerăm după detoxifiere, să așteptăm toată detoxifierea, mâncarea și imediat primele două zile să ne îndopăm cu tot ce ne dorim. Dacă avem în vedere acești pași, o să avem o detoxifiere foarte sănătoasă, cu beneficii asupra sănătății, beneficii asupra aspectului fizic. Se duc și câteva kilograme în plus, pentru că, repet, sunt alimente mult mai ușor de digerat, care ajută la eliminarea și din intestine și din tot.
plus că se eliberează organele de care am zis mai devreme, care ajută la detoxifierea naturală, nu mai sunt încărcate și își fac și ele procesul mult mai ușor, neîngreunându-le. Între mit și realitate, în momentul în care facem această detoxifiere, eliminăm mai mult apă sau eliminăm mai mult ceva grăsimi acumulate? Și. Eliminăm și apă, pentru că am zis eu mai devreme că nu excludem carbohidrații, dar scădem cantitatea. Iar carbohidrații rețin apă și atunci, nemai dându-i așa mare cantitate, se mai reduce și retenția de apă din corp. Deci, ca exemplu, și mai, pentru că mai avem doar două minute, dacă am mâncat pizza, paste, tot ce conține, da, mulți carbohidrați, automat a doua zi o să te simți un pic mai umflat, nu pentru că te-ai îngrășat peste noapte, ci pentru că acești carbohidrați simt nevoia ei de mai multă apă și cumva se umflă puțin. Și mai ales dacă nici nu-i dăm apă suficientă, și mai tare. Persoane și mai tare, pentru că reține acel gram de apă pe care, să zicem că îl bea, îl reține de două, trei ori mai mult. Și atunci avem aspectul acela pufos următoarea zi, următoarele două, trei zile chiar. Dar dacă bem în ziua respectivă apă suficientă, nu o să fie chiar atât de deranjant. Deci, nu știu, Liviu, ce ai reținut tu, dar eu am reținut că poți să mănânci pizza și paste și dacă bei apă suficientă, e ok. Și ții o pizza și două găleți cu apă și bine. Și cu sfatul ăsta ar trebui să rămânem în continuare, spunem, mergeți către specialiști, nu mai ascultați ce zice cine de pe internet care are 100.000 de urmăritori și care de profesie este cu totul și cu totul altceva. Mergeți către specialiști, mergeți către oamenii care știu ce fac, care au studiat lucrurile astea, mergeți chiar și către medici la un moment dat. Da? Bun, mulțumesc tare mult, mare drag. Raluca, te mai așteptăm pe la noi, Liviu asemenea și așteptăm cartofii prăjiți, Cezara, până mâine la ora 17, noi luăm un pic de pauză, revenim cu Sport Arena la zi mâine, rămâneți cu Metropola TV!